Nu! Îți mulțumesc din suflet, no. Twilight, pentru ajutor. Big Macintosh și cu mine sigur nu am fi putut aduna în hambar aceste mere aurii. No. Dacă voi câștiga, el va trebui să se plimbe pe strada Scăriței purtând una dintre centurile bunicii. Nicio problemă, Applejack. Dar mă bucur că trebuie să ne oprim la prânz. După toată munca asta mi s-a făcut foarte foame. Știu, așa-i? Oh, nu spune nimic, Spike. N-ai făcut altceva decât să trândăvești în timp ce noi am muncit. Exact, v-a luat atât de mult încât am ratat gustărica. Cred că mai bine am mâncat ceva. Nu. Aha! Oh, Spike, arată delicios. Spike! Ce? Este o scrisoare de la Prințesa Celestia. Atențiune, atențiune! Înălțimea sa regală, Prințesa Celestia din Ecvestria, are plăcerea să vă anunțe că Marea Gală de Galop va avea loc în măreața capitală Canterlot pe 21 bla 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 și o invită cu simpatie pe Twilight să participe împreună cu un invitat. Marea Gală de Galop! My little pony, my little pony. My little pony. M-am întrebat ce e prietenia. My little pony. Până m-ați fermecat cu magia. Aventură, super distracție. O inimă bună, loială și mare. Este simplu, fi generos. Magia face totul frumos. My little pony. Prietenia voastră este magică. Gală. Tu ai fost, Spike? Nu, și am de gând să nu schimb lucrurile. Nu am chef de fete cu rochițe și pampoane și volănașe. Ah, haide, Spike. Ar fi frumos să mergem la bal. Frumos, e mai mult decât frumos. Aș fi încântată să merg. Pentru numele pământului. Dacă aș avea un stand de mere instalat acolo, ponei ar gusta din recolta noastră gustoasă până la apusul soarelui. Câte afaceri aș putea încheia pentru hectarele de mere dulci? Cu toți banii pe care i-aș câștiga acolo, am reușit să reparăm o mulțime de lucruri pe aici. Am putea să înlocuim acoperișul acela drăpânat. Big Macintosh ar putea să-și înlocuiască plugul acela vechi și ruginit. Iar bunica Smith ar putea să-și refacă șoldul care o supără de atâta vreme. Wow. Ei bine, mi-aș da piciorul stâng din spate ca să pot merge la gală. Păi, atunci, ai vrea să... Wow. V-am auzit oare vorbind despre Marea Gală de Galop? Rainbow Dash! Mi-ai spus că ești preocupată ca să mă ajut să strâng merele. Ce făceai de erai așa de ocupată, spionai? Nu, eram ocupată să trag un pui de somn. Și s-a întâmplat pur și simplu să aud că ai un bilet în plus. Da, dar... Ura! Ura! Asta e atât de minunat! Fulgerele năzrăvane dau o reprezentație la Marea Gală de Galop! Parcă și văd, toată lumea va sta cu ochii pe cer, pironiți pe membrii trupei Fulgerele Năzdrăvane. Iar atunci voi apărea în zbor acolo, Rainbow Dash! Wow! Le-aș atrage atenția cu trapul meu super țanțoș! Wow! Apoi i-aș fermeca cu fulgerul meu fantastic! Iar pentru un final grandios, strălucirea corsarului! Femeii ar fi nebuniți! Fulgerele năzrăvane ar insista ca mișcările mele autentice să fie incluse în numărul lor. Și apoi mă vor primi ca nou membru al trupei lor. Nu înțelegi, Twilight? Asta ar putea fi singura mea ocazie de a le arăta acrobațiile mele. Trebuie să mă iei pe mine! Ia stai puțin! Eu am cerut prima biletul! Și ce dacă? Asta nu înseamnă că este al tău! Oh, da! Ei bine, te provoc să ne luptăm în podcoave! Câștigătoarea va primi biletul! Fratelor, acestea sunt biletele mele! Eu decid cine îl primește!
Cine are cele mai bune motive să meargă ar trebui să primească biletul, nu credeți? Încheierea de afaceri pentru fermă? Șansa să dau audiții pentru fulgerele năzărvane? Bani pentru ca bunica să-și opereze show-ul! Îmi îndeplinesc visul! Vai de mine, toate astea sunt motive foarte bune, nu-i așa? Ia uziți, mor de foame! Nu știu cum procedați voi, dar eu nu pot să iau hotărâri importante pe stomacul gol. Așa că mă voi gândi la asta în timpul prânzului și vă voi da răspunsul, e bine? Bine! Bine. Deci, cui vei da biletul Twilight? Nu știu, Spike, dar chiar nu pot gândi bine atunci când mi-e foame, așa că unde am putea... Ah, societatea, cultura, strălucirea! Acolo e cu adevărat locul meu, unde mi-este scris că-l voi întâlni pe el! El! Pe cine? El! M-aș plimba prin locurile unde se desfășoară gala și toată lumea s-ar întreba cine este această apariție misterioasă. Nu ar ghici niciodată că sunt doar un simplu ponei din orașul Ponyville. Ba chiar aș face senzație, încât aș fi invitat în audiență în fața prințesei Celestia în persoană. Iar prințesa ar fi atât de încântată de stilul și de eleganța mea, încât mi l-ar prezenta pe el, nepotul său, cel mai chipeș și potrivit armăsar unicorn din Caterlot. Privirile noastre s-ar întâlni, inimile noastre s-ar topi, iar curtea pe care ne-am face-o ar fi încântătoare. Mi-ar cere copita în căsătorie și, bineînțeles, eu aș spune da! Am avea o nuntă regală, potrivită pentru o prințesă, adică ceea ce eu aș deveni după căsătoria cu el, poneiul visurilor mele! Twilight, nu pot să cred că ai invitat-o pe Pinky ca să petreacă și m-ai împiedicat pe mine să-mi întâlnesc adevărata dragoste! Cum poți face una ca asta? Hei! Îngerași, sunt perfecte! Uite cei prieteni, încă nu m-am hotărât cui să-i ofer biletul în plus. Încă nu? Scuzați-mă, Twilight, aș vrea doar să te întreb, dacă nu te super desigur, de vreme ce nu l-ai oferit altcuiva. Tu? Tu vrei să mergi la gală? Nu. Adică da. De fapt, cam da. Vedeți voi? Nu-i vorba despre Marea Gală de Galop, cât mai ales despre minunata grădină care înconjoară locul unde are loc aceasta. Se spune că sunt cele mai frumoase și mai parfumate flori din toată Ecvestria. În noaptea în care are loc gala, și doar în acea noapte, vor fi înflorite toate. Și să nu încep să vă spun și despre faună. Acolo găsești cufundari și tucani și bătlani, colibrii care te vrăjesc cu cântecul lor și prigorii care chiar zunzăie, și gaițe albastre și gaițe roșii și gaițe verzi, gaițe roz și flamingo roz. Vai de mine, Fluttershy, sună frumos? Ia stai puțin! Rainbow Dash, cumva mă urmăreai? Nu, adică da, adică poate,
Uite, nu contează. Nu puteam risca ca un model de virtute ca tine să dea biletul oricui. Ia stai puțin. Applejack, și tu mă urmăreai? Nu, eu urmăream pe ea ca să mă asigur că nu încearcă să facă vreo șmecherie. Adică să încerce să ia biletul meu. Biletul tău? Dar este al meu, dar este al meu. Este al meu, este al meu. Biletul meu, înțelegeți odată că este biletul meu? Cine va înțelege? Liniște! Și apoi eu am zis, terci de o vâz, ești nebun? Fetelor, nu are rost să vă certați. Dar Twilight... Aceasta este hotărârea mea și o voi lua de una singură. Și chiar nu pot gândi limpede cu tot zgomotul ăsta. Ca să nu mai vorbesc de foame, acum hai, plecați! Da. Și nu vă faceți griji, voi găsi eu o soluție! Cumva... Oh, Spike, ce mă fac? Toate cele 5 prietene bune ale mele au motive foarte întemeiate să meargă la gală. Applejack sau Rainbow Dash, Pinkie Pie sau Fluttershy, Rarity... Oh, cine ar trebui să meargă cu mine? V-ați hotărât? Nu mă pot decide! Twilight, voi doar să-ți ia comanda. Oh, aș dori un sandwich cu narcise galbene. Aveți ceva rubine? Nu? Bine, atunci voi lua paie de fân prăjite, super crocante. La ce te gândești, Spike? Poate că ar trebui să mergem la un alt restaurant. Adică îmi place iarba foarte mult, dar ar deranja pe cineva dacă s-ar oferi și pietre prețioase? Mă refer la gală și la bilet și pe cine ar trebui să o iau cu mine? Oh, tot la asta te gândești? Spike, ia ascultă! Cum să hotărăsc? Și după ce voi alege celelalte patru, nu vor fi supărate pe mine? Vreau să zic că aș renunța eu la biletul meu și aș da două, dar tot ar mai rămâne trei pe unei dezamăgiți. Ce-ar fi dacă... Mâncarea dumneavoastră. Oh, mulțumesc! Arată atât de bine! Sunt sigură că lucrurile se vor clarifica după ce voi mânca. Domnișoară, vă veți servi mâncarea afară în ploaie? Dar nu plouă! Ce se întâmplă? Bună, prietena mea cea mai bună! Te bucuri de vremea frumoasă? Rainbow Dash? Ce faci? Ce vrei să spui? Tocmai am văzut că cea mai inteligentă și generoasă dintre ponei va fi plouată. Așa că m-am gândit să fac o gaură în nor ca să nu se ude și să ia masa liniștită. Doar atât. Rainbow Dash? Doar nu încerc să obții un avantaj pentru biletul în plus acordându-mi niște favoruri speciale, nu-i așa? Eu? Nu, 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 bineînțeles că nu! Aha. Serios, aș face asta pentru orice ponei. Rainbow Dash, nu mă simt confortabil să accept favoruri nedorite. Așa că aș aprecia dacă ai închide acel nor de ploaie chiar acum. Bine. Așa e mai bine. Twilight, plouă. Nu, chiar așa? Vino cu mine înainte să te prindă prorăceală. Ups, îmi pare rău. A, nu, nu, este în regulă. La urma urmei suntem cele mai bune prietene, nu-i așa? Și știi ce fac cele mai bune prietene? Transformare! Oh, 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 Rarity, au, chiar nu este au, adică îți mulțumesc. Gata, pur și simplu încântătoare. Da, chiar drăguț, nu-i așa? Și tu! Oh, Spike, am niște haine foarte cochete și pentru elegantul domn. Hei, hei, ce? Oh, Spike, nu-ți trebuie decât o pălărie. Nu vreau să am nimic de-a face cu gala asta grețoasă de fete. Ne vedem înapoi la bibliotecă. Oricum, cine are nevoie de el? Acum e vorba despre tine și despre cât de minunat vei arăta la marea gală de galop. Ia stai, marea... Dumnezeule, ce coincidență! Din întâmplare am un harnașament care se potrivește cu al tău în cele mai mici. Tu și cu mine vom fi frumoasele balului. Toți se vor bate să ne atragă atenția. Toate privirile vor fi ațintite asupra noastră. Și atunci toată lumea va ști că cea mai frumoasă, cea mai talentată, cea mai sofisticată dintre ponei din întreaga Ecvestrie este unicornul Rarity.
Și Twilight Sparkle, desigur. Înțeleg ce se petrece. Nu vrei decât să mă îmbunezi astfel încât să-ți dau ție biletul în plus. Ei bine, nu va funcționa. Va trebui să aștepți până iau o decizie ca toți ceilalți. Acum te rog să mă scuzi. Toată ziua am încercat să mănânc ceva de prânz. Vorbește cineva despre prânz? Cred că glumești. Am plăcinte cu mere, clătite cu mere, tarte cu mere, găluște cu mere, chipsuri de mere, curtoane de mere și... negresă cu mere. Desertul, nu, mătușa mea. Ei, ce zici, prietena mea cea mai bună? Să înțeleg că da? Nu, nu! Nu știu cui îl voi da! Și toate aceste favoruri nu mă fac să mă hotărăsc mai ușor. De fapt, acum sunt chiar mai puțin sigură decât eram de dimineață. Deci, este un poate? Ah, nu am crezut niciodată că va fi atât de supărător să fiu copleșită cu favoruri. Fluttershy, nu și tu? Oh, bună, Twilight! Sper că nu te deranjează, dar facem toți puțină curățenie de primăvară. Este vară! Ei, mai bine mai târziu decât niciodată, nu-i așa? A fost ideea lui Îngeraș. Nu faci acest lucru pentru bilet, nu-i așa? Oh, nu! Fac asta pentru că ești cea mai bună prietena mea, nu-i așa, Îngeraș? Ah, înțeleg. Da, facem asta doar pentru bilet. Nu, nu, nu! Ei bine, a fost foarte drăguț din partea ta și a lui Îngeraș, dar nu accept niciun favor până nu voi lua hotărârea finală. Așa că va trebui să vă rog să plecați. Surpriză! Twilight este cea mai bună prietena. Pinky? Cea mai drăguță mai este Pony, Pony. Pinky? Dacă dau o super mega petrecere, Pinky? Biletul ei plus la gal îmi va da. Pinky! Da, Twilight? Cel puțin, ceilalți Pony au încercat să fie subtili cu privire la bilet. Ia stai, ce bilet? Ce gal? Ah, nu știa! Ți-am spus cât de mult îmi place numele tău? Maivasele! Ai vrea să te ajut cu grădinăritul? Am o căruță întreagă de morcovi în plus. Twilight, ce ne facem? Vom fugi! Viitoare, când ai să faci asta? Nici nu știam că avea să se întâmple. Hai repede, să încuiem ușile. Pur și simplu nu mă pot hotărâ. E important pentru fiecare dintre voi și nu suport să știu că voi dezamăgi pe vreuna dintre voi. Și dacă primesc cadouri, îmi faceți favorul, nu veți schimba nimic pentru că toate sunteți prietenele mele și nu pot, pur și simplu nu pot. Twilight, draga mea, eu nu voiam să te presez atât de mult. Și dacă te ajută cu ceva, nu mai vreau biletul. Poți să-l dai unui alt Pony. Nu mă voi supăra, promit. Nici eu. Mă simt groaznic că te-am făcut să te simți groaznic. Și eu! Nu este frumos să-ți super prietenii? Twilight, nu a fost corect din partea mea să te forțez așa. Da! Asta înseamnă că biletul e al meu. Am câștigat biletul, am câștigat biletul. Știi, oricum nu mi-am perfecționat mișcările speciale pentru fulgerele năzrăvane. Nici eu nu am nevoie de bilet. Am devenit toate atât de înnebunite să mergem la gală încât nu ne-am mai dat seama cât de mult te înnebuneam și pe tine. Ne pare rău, Twilight! Spike, ia și notează.
Stimată prințesă Celestia, am aflat că una dintre bucuriile prieteniei este să împarți plăcerile tale cu ceilalți. Iar faptul că ai mai multe lucruri decât prietenii tăi te poate face să te simți îngrozitor. Deci, apreciez faptul că am primit invitația dumneavoastră, dar vă voi returna ambele bilete la Marea Gală de Galop. Ce? Dacă nu pot participa și toate prietenele mele, nici eu nu vreau să merg. Oh, Twilight, nu trebuie să faci asta. Nu, m-am hotărât. Spike, poți trimite scrisoarea acum. Nici tu nu vei merge la gală. E în ordine, fetelor. Nu puteam să mă simt bine de una singură fără prietenele mele lângă mine. Așa că prefer să nu merg deloc. Hai, ciupește-mă, Spike. Tipic pentru un băiat. Nu poate arăta nici cea mai mică urmă de sentiment. Oh, Nelly! O scrisoare de la prințesă? Ce rapidă a fost! Credincioasa mea studentă Twilight, de ce nu mi-ai spus așa de la început? 6 bilete la Marea Gală de Galop! Acum putem merge toate! Yeah! Lasă-ne să-ți facem cinste cu cina! Ce mod minunat să ne cerem scuze! Să sărbătorim! Haideți, prieteni! Fac cinste cu pur sigur! Și eu de ce nu primesc un bilet la gală? Și nu-l pentru tine, Spike. Adică, trebuie să merg și eu. Ha 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 ha